Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Banatul mai e Fruncea? Banatul este Fruncea și vrea să devină regiune gastro-europeană. Gastro-europeană, deci nu ne ajunge că e Timișoara capitală culturală europeană a culturii. Adică ce vor să facă? Vor să fie Fruncea. Deci, bucătăria tradițională bănățeană este aparent atât de particulară, specială, încât ar justifica, spun oamenii de acolo, declararea zonei drept, cum spuneam, regiune gastro-europeană. Deci, în bucătăria tradițională bănățeană avem așa, laptele de pasăre, sușpaiz de dovlecei. Laptele de pasăre? Da, alea, aparent, oamenii sunt multiculturali, fusion, nu știu ce. Sușpaisul de dovlecei, ai mâncat vreodată sușpaiz de dovlecei? Păi vezi? Da, aș vrea. Și eu. Zupa de găină cu tăiței de casă. Asta vreau eu. Zupă de găină, îi zice zupă, nu-i zice supă, cum zic miticii ăștia. Da, și da, zamă, da. Pe unde e zamă? Că sunt și locuri unde zice zamă. Cluj. La Cluj? Da. Nu, și eu, cum? Eu iau zamă de la Vatra Neamului, care sunt moldoveni. Zamă, ai mâncat? Așa e, da. Zamă? Da, da. Vine niște castronele cu flacăre de desubt aur, nebunesc. De mult. Gomboți, gomboții cu prune. Gomboți în găluște cu prune. Găluște, da, sau cu caise. Cremeș. Nu știu. Cremeș. Nici eu nu știu ce e cremeș. Nu, cremeș. Deci toată asta urmează să fie promovată. Și baigli ăla, dar mâncat noi, nu fi? Ce ăla? Baigli. Nu știu. Ăla cu Mac, dar mâncat noi aici, ne-a trimis. Doamna... Ne-am bagat cu Mac. Deci doamna Corina Macri, președintele Asociației Horetim, așa, spune că toată această idee va fi promovată astfel încât să devină o emblemă a Banatului. Doamnă, să știți că noi vă susținem. Da. Și acum lauda de sine, care de data asta miroase foarte bine, antropologul culinar Ovidiu Caius Merșa, unul dintre inițiatorii proiectului Culinaria Banatica, a fost lansat recent la Timișoara. Măi, dacă ar fi fost să fie, să poți să fac și eu o facultate de umanistice, cum se zice, antropolog culinar. Deci, noi târziu. Deci înțelegi asta? Noi să studiem comportamentul și cultura culinară a oamenilor din diverse societăți. În toată lumea, aș studia. Se studiază? Păi antropolog culinar, nu? Antropologul ce studiază? Cu asta se ocupă. Cum a ajuns antropolog culinar? A făcut facultatea de antropologie culinară. La noi? Nu știu, dar undeva trebuie pe să asta se facă. Să noi să aflăm unde se face, domnule. E posibil să o fi făcut culinar cu cercetătorii britanici. Da. Și să o fi împrumutat de acolo. Face, eu cred, e o chestie foarte serioasă. Noi ar trebui, cum să spun, ne-aș da master și doctorat în antropologie culinară. Mai mult în culinară decât în antropologie. Eu aș da zile de la mine, dar mă rog. Deci domnul profesor Ovidiu Caius Merșa spune așa, că proiectul respectiv de declarare a Banatului ca regiune gastro-europeană dorește punerea în ordine a bucătăriei românești din Banat, care în opinia sa este prima bucătărie fusion din Europa. Fusion. Doamne, pusă în ordine. Da. Dorim punerea în ordine a bucătăriei românești din Banat, care credem că este prima bucătărie fusion din Europa. Un amestec de bucătării și de culturi. Să nu uităm că Banatul se întinde de la fosta insula Adakale, teritoriu ocupat de turci, insula de pe Dunăre, și avem toate premisele pentru a fi considerați prima bucătărie fusion de pe continent, afirmă dânsul. Explicații. Antropologul a descoperit așa. În una din supele care se făceau prin restaurantele din Timișoara, prin secolul 19, ce, nu mai avem timp. Ba, da, mai nu avem, zi, acum avem 25 de secunde. 25 de secunde. Da. Supa de broască țestoasă, despre care astăzi nu se mai vorbește. Incredibil. Bucătarul timișorean a împrumutat rețeta de la un bucătar din Montpellier, pe care l-a cunoscut în Timișoara, bla, bla. De broască țestoasă? Da. Da. Acum, nu știu. Ce? Serios, rețeta l-a împrumutat de la un bucătar? Ah, păi, în România se mânca un tradițional baș broaște. Poți să-mi dai și mie puțin rețeta. Da, fusionul de broască țestoasă. Deci eu nu știu dacă broască țestoasă de apă dulce sau broască țestoasă de apă sărată. Eu înclin să cred că aia de apă dulce, da, sărată e mai bună, da? Da, păi nu, cealaltă e pui sare, dacă. Da. Exista așa, un dintre dulciuri, fiți atenți, mă. Băi, nimic nu înțelegeți din antropologia culinară, de-aia nici nu vă primesc ăștia. 7. Dintre dulciurile înghețata care se făcea prin secolul 19 în Timișoara, 3, cu apă sărată, 2, care să coboare temperatura 1, apei sub 0 grade. A apărut caramelul sărat. Hai, Banatul! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.